Să închidă ochii și băieții să deschidă gura larg. Am nevoie de câte un reprezentant, maxim doi, din fiecare echipă. Marian, deci Marian și Teodor, da. Doi bărbați aproape însurați. Îmi place. Și de aici? Doi bărbați. Doi bărbați, voi, doi, doi. Dănuț și? Doar Dănuț? Cristian, tu nu vrei? Are probleme. Ai vrea și tu, da. Te tem de ea sau de... Putem să schimbăm, să o pun pe nu, nu, ele nu-l lași? Mă ofer eu, mă sacrifică. Ha, bine. Cu dințișorii va trebui să scoateți aceste jartiere de pe picioarele fetelor, dar cum? Fără să zgâriați, fără să le mușcați. Mă întâlnim, aie! Ce să mai... Deci te bași tu? Da. Tu, Teodor, începi de la piciorul fetei. Da. Bați cupa și dai pasta lui Marian și el vine și continuă pe celălalt picior al așa. Și ne le dă mai repede jos. Deci care a terminat primul, ridică mâna, ne arată jarteaua și aia este echipa câștigătoare. Și cu ea ce fac? Cu jarta o... Ah, okay. Mânci, am înțeles. O mănânci, o înghiși. Și pui în cap. Da. Ai înțeles? Da, mă rog, și după aia faceți schimbul. Deci, care dintre voi începe acolo? Teodor și aici cine începe? Eu. Dănuț. Da. După ce l-ați luat, bat vă întoarceți aici, bateți cupa și vă duceți la cealaltă fată. La fel și voi. 3, 2, 1, start! Mamă, ce rapid! Da. Ușor! Fără mâini, fără mâini, mâinile la spate! Mâinile la spate! Da, da. Termină o echipă, vedem în cât timp a terminat echipa. Dăm da, stop. Ei, nu e că la ei se spate mai ușor. Și vine cealaltă echipă, da? Nu puneți mâna, vreau să stați cu mâinile la spate. Da? Da? Da. Okay. 3, 2, hai, jos, 1, start! Mamă, cum sunt? A fost proba finală și uite așa s-a delimitat echipa câștigătoare. E vorba despre echipa Îndrăgostiții. Îndrăgostiții vor merge la munte. Îmi pare rău pentru cei care au pierdut, îi văd că sunt supărați. Dar nu știm cum să mai facem ca să vedeți că e obiectiv totuși și că nu depinde data de noi. Mulțumesc tare mult celor două fete care astăzi ne-au ajutat. Foarte, foarte.